mesajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM, 9:36 de minute, ne ascultați pe frecvențele Europa FM, dar ne și vedeți pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Hai să vedem dacă dăm astăzi banii și câți bani dăm. Până în 800 de euro poate câștiga Aurel din Arad. Bună dimineața, Aurel! Salut, Aurel! Bună dimineața! Din Arad știi sigur tot. Sper! Aha. Hai că nu e, e simplu astăzi, mai ales dacă ești din Arad. Ce faci, da, Aurel? Cu ce te ocupi? Lucrez într-o multinațională și astăzi m-ați prins acasă, fac un home office. A, lucrezi de acasă, deci nu ai o zi liberă, pur și simplu lucrezi de acasă. Bravo, ai întâlniri pe Zoom, pe astea? Numai ce am terminat una, chiar când mă suna fereți. Ha, deci te-am prins bine. Dar poți să sun colegii înapoi și să iei pe Zoom, poate te ajută vreunul dintre ei, sau 30 câți o avea în meeting-ul ăla. Eram doar 3 și nu erau din România, așa că nu mă prea puteau ajuta în 6 secunde. Dar să știi că și concursul nostru e internațional. E o multinațională mică. Da. Bine, înțeleg că e singur acasă, da? Nu, sunt cu soția și cu fiul. Perfect, de ce ai ajutoare de nădejde? Am ajutoare. Sper să mă temați din desene animate astăzi. Na, îmi pare rău, n-avem desene animate. Dă-i liber lui amic să nu-l ții degeaba. Bine, noi suntem pregătiți. Luca are întrebările, ultima e din literatură. Mai dau eu o dată indiciul ăsta. Ok. Sperăm că ajungem la ultima. Dacă ești și tu gata, mergem mai departe, în sensul în care începem concursul de la 100 de euro. Dar dacă ar fi să ajungi până la ultima întrebare, știind acum că e din literatură, ai merge până la capăt? Da. Bine. Ca să știu să o schimb, să pun ceva din matematici speciale. Hai să începem. Nu mai face glume de astea, că lumea o să creadă altceva. Nu, nu, nu. Întrebările script amanent. Arată hârtia la cameră. Da, uite-le. Uitați. Hai că se văd. Nu mă uit pe cameră acum. Da, oricum nu vedeai că am arătat-o și cu sus în jos, adică am făcut eu tot ce se putea ca să nu se înțeleagă nimic. E un delay mai mare oricum pe Facebook. Poți să intri acolo doar dacă vrei să ne și vezi cât de drăguți suntem. Dar suntem în reluare pentru tine. Bine, începem? Da, hai. 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 100 de euro. Aurel, prima întrebare este din geografie. Și trebuie să-mi spui ce oraș este reședința județului Argeș. Pitești. Practic este din Organizarea Administrativă Națională. Din geografie. Că nu e formă de relief. Ce te-ai urât la mine? Da, capitalele sau... Mă rog, sunt la geografie sau sunt la organizare administrativă? Eu la geografie. La geografie. Așa, așa, așa. Hai mă, Vlad. În clasa 4. Geografie, geografie. 6 secunde. Felicitări, au fost prea multe, Aurel, pentru Aurel. Și Aurel acum vine și zice, ne oprim aici. Mulțumesc tare mult. N-auzi că merge până la capăt, că știe că pe ultima îl interesează, de fapt. Astea sunt... Știi câte de-astea am auzit? Merg până la capăt și... Asta a fost doar de încălzire. Practic, ținta este stabilită de la început. Ce am avut și ce am pierdut. Iată. Ăsta e spiritul, bravo, cu care trebuie să vii la dublu sau nimic. Dublăm? Da. Dublăm, 200 dublăm. De euro. E îndoielnic. Dublăm și câștigăm. O întrebare poate mai simplă decât prima, Aurel. Ce ramură a medicinei se ocupă de tratamentul bolilor și deformărilor sistemului osos? Ortopedia. Răspuns corect, Aurel, ortopedia, dar a venit foarte târziu. Să zicem, estimez eu după vreo 20 secunde. Ceva complicat. Oase. Hai mă, pe dar nu ți-am spus că e mai simplă decât prima? Oase cu treburi, cu deformații, cu fracturi, cu rupturi, cu strâmbături la oase. Da, a fost simplă, ești de acord cu mine, da? Foarte simplă.
Păi și ce facem? Ce te-a încurcat? Te-ai blocat. Da, mă gândeam la, da, m-am gândit la ceva mult, mult mai complicat, mult mai, da, asta. Măi, oameni buni, încă o dată, noi, dacă urmăriți concursul, ați văzut că suntem sinceri, nu facem de-astea, hai că spun o întrebare simplă și pe urmă încerc să te încurc sau... Da. Practic, ai, ai făcut cum făceam eu la examenele de analiză matematică. Mă așteptam la lucruri foarte complicate și după aceea îmi spunea profesorul că a fost foarte simplu. Ce să zic? Depinde da. De din ce unghi priveai lucrurile. Nu vine să cred. Aurel, nici nouă, dar asta este. Ne pare rău, Aurel, dar... Da, da, asta este. Mă suna și suna viitoare. Dacă ai puțin noroc, n-ai de unde să știi. Aurel, felicitări, oricum da. Ne-a plăcut de tine. Mult succes cu serviciul de la distanță în cazul tău astăzi. Te așteptăm să te înscrii pe site-ul nostru pe europafm.ro în continuare pentru a participa la concurs. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.